Regele nu poate să fie încoronat fără acel element al ungerii. Deci încoronarea are 6 momente de bază, ceea ce urmează să vedem în minutele următoare. Recunoașterea, în primul rând, jurământul este al doilea punct, ungerea este partea sacră a încoronării, o pânză cu broderii va ascunde vederii partea considerată sacră, momentul când regele Charles va fi uns cu ulei sfințit pe mâini, piept și pe frunte de către arhiepiscopul de Canterbury, liderul spiritual al Bisericii Anglicane. Broderiile paravanului, care va păstra taina momentului sacru, sunt inspirate de o fereastră cu vitralii de la capela regală a Palatului St. James. Apoi urmează învestitura și încoronarea, iar ultimul punct este omagiul. Prințul William va fi singurul duce regal care va îngenunchea și va aduce un omagiu regelui Charles. Trăsura, doamnelor și domnilor, regală, merge mai departe în uralele, așa cum puteți vedea, uralele mulțimii care savurează acest moment, care iată într-un număr foarte mare, ceea ce putem să vedem în momentul de față pe străzile Londrei, număr uriaș de oameni care ovaționează, care aplaudă și, credeți-mă, la Londra plouă foarte serios. Nimeni nu este impresionat de această ploaie, nimeni nu este trimis acasă, oamenii se bucură de aceste imagini care nu au mai putut fi văzute de 70 de ani, de la momentul în care regina Elisabeta a II-a a fost încoronată într-o procesiune similară, mai grandioasă, însă te uiți la această ceremonie și te întrebi cum putea să fie mai grandioasă cealaltă. Într-adevăr, a fost și cu...